În conformitate cu prevederile articolului 133 aliniat 1 și articolul 134 aliniat 1 litera A și aliniat 5, prin dispoziția primarului 187 din 13-a 7-a, a fost convocată ședința ordinară a Consiliului Local Helegiu pentru data de 18-a 7-a 2023. La această ședință lipsesc doamna Stanciu și doamna Geaboc și domnul Oprea. Deci ședința este legal constituită. Rog doamnele și domnii consilieri, dacă au un interes personal în problemele supuse dezbaterii, care ar putea să le influențeze obiectivitatea, să se abțină de la deliberare și de la adoptarea hotărârilor. Domnul președinte, vă rog să citiți ordinea de zi. Bună ziua, dăm citirii ordinii de zi. La punctul 1 avem aprobarea procesului verbal din ședința ordinare a Consiliului de Giu din 29.06.2023. Punctul 2, proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului de facturare la SCE Ecosud SA pentru preluarea deșeurilor reciclabile în vederea sortării și tariful de facturare pentru preluarea deșeurilor biodegradabile în vederea compostării pentru o perioadă de 6 luni. Proiect numărul 3, proiect de hotărâre privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol pentru semestrul 1-2023 și stabilirea programului de măsuri pentru eficientizarea acestei activități. Proiect numărul 4, proiect de hotărâre privind neasumarea de către OAT Helegiu a responsabilității organizării și derulării proiectelor de atribuire a contractelor acordurilor cadru pentru achiziția produselor și a contractelor acordurilor cadru pentru achiziția serviciilor pentru predarea măsurilor educative aferente programului pentru școli a României pentru perioada 2023-2026. Inițiator, domnul primar. Proiect numărul 5. Proiect de hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz pentru suprafața de 2 metri pătrați și a dreptului de ocupare temporară pentru suprafața de 385 metri pătrați din domeniul public în favoarea SC Delgaz Grill, SA Târgu Mureș. Proiect numărul 6, proiect de hotărâre privind modificarea listei de investiții, rectificarea bugetului pe anul 2023 și la numărul 7, diverse. Cine este pentru? Abțineri împotrivă? Vă mulțumim. Trecem la proiectul numărul 1. Proiect aprobarea procesului verbal al ședinței Consiliului Local Helegiu din 29.06.2023. Cine este pentru? Abțineri împotrivă? Unanimitate, mulțumim. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului de facturare la Ecosud SA pentru preluarea deșeurilor reciclabile în vederea sortării și tariful de facturare pentru preluarea deșeurilor biodegradabile în vederea compostării pentru o perioadă de 6 luni. Inițiator, primar, domnul. Prin hotărârea AGA ADIS s-a stabilit ca tarifele pentru preluarea deșeurilor reciclabile în vederea sortării și tarifului de facturare pentru preluarea deșeurilor biodegradabile să se stabilească în vederea compostării, să se stabilească pe o perioadă de 6 luni. Este supus aprobării proiectul de hotărâre pentru perioada iulie-decembrie pentru tariful de facturare, pentru preluarea deșeurilor reciclabile în vederea sortării într-un quantum de 443,46 lei tonă, exclusiv TVA, pe o perioadă de 6 luni. Iar tariful de facturare pentru preluarea deșeurilor biodegradabile în vederea compostării cu un tarif de facturare de 194,52 lei pe tonă fără TVA. Dacă avem discuții pe acest subiect, practic aici nu putem face prea multe, noi suntem în minoritate, ținând cont că avem serviciul nostru și suntem cele patru OAT-uri cu serviciu propriu. Fiind în minoritate, putem să ne abținem sau să aprobăm. Oricum, taxa prevăzută de către AGA rămâne aceeași. Au pus-o la 6 luni pentru că cu siguranță urmăresc ca din 6-6 luni să crească tariful ăsta, ținând cont de prețul de motorină, eu știu, pe motorină au scăzut, de câte știu eu, au crescut salariile, dar
cu siguranță ăsta e și scopul. Până acum s-a aprobat la un an de zile. Da. Dacă aveți voie voastră, discuții, dar tot acolo. Cine este pentru? Abțineri. Unanimitate. Mulțumim. Trecem la proiectul numărul 3. Proiect de hotărâre privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol pentru semestrul 1-2023 și stabilirea programului de măsuri pentru eficientizarea acestei activități. Așa cum ați în conformitate cu prevederile ordonanței 28 pe 2008 privind registrul agricol, semestrial, compartimentul agricol prezintă Consiliul Local stadiul datelor de înscriere în registrul agricol și un program de măsuri pentru eficientizarea acestei activități. Ați primit materialele, am văzut că avizele sunt favorabile pe acest proiect. Da, avem discuții la punctul ăsta? Două puncte, nu în aceeași lista de investiții. Supunem la vot cine este pentru. Abțineri, împotrivă. Mulțumim. Trecem la proiectul numărul 4, proiect de hotărâre privind neasumarea de către OAT Ilegiu a responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuție, a contractelor și acordurilor cadru pentru achiziția produselor și a contractelor, acordurilor cadru pentru achiziția serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente programului pentru școli al României pentru perioada 2023-2024. Inițiator domnul primar, domnul primar, dacă... Poftiți? Dezvolta un pic? Da, pot dezvolta. Printr-o adresă a Consiliului Județean, ni se solicită asumarea sau neasumarea de către comuna a derulării procedurilor de atribuire a produselor în școli. În situația în care ne asumăm, urmează să facem noi procedurile de achiziție publică pentru programele le face Consiliul Județean. La nivel de inspector. Da, le face la nivel... Program de Consiliul Județean. Sunt programe derulate prin Consiliul Județean. Dar... Nu este niciun avantaj dacă noi am fi... Păi nu, că sunt un nu, că nu avem noi banii. Banii sunt la Consiliul Județean, oricum. Cea mai importantă e achiziția lapte corn. E și valoare foarte mare, se face o licitație la nivel de județ, cei care participă, banii vin prin ei. Toată lumea primește aceleași produse. Să, dacă ne-am asumat, fie ar trebui să o organizăm noi și nu e o regulă. Se recuperăm bani. Ei să facem parte din comisie de acolo, nu știu. Cel mai bine dacă tot se ocupă ei, adică la nivel central, mai bine să rămână așa. Este în atribuția lor. Adică supunem la vot. Cine este pentru? Mai bine nu ne asumăm. Da, trecem la proiectul numărul 5. Proiect de hotărâre privind acordarea cu titlul gratuit a dreptului de uz pentru o suprafață de 2 metri pătrați și a dreptului de ocupare temporară pentru suprafața de 385 metri pătrați din domeniul public în favoarea lui SC Del Gaz Drill, S.A. Târgu Mureș. Aici avem o solicitare, spune invitați doamna secretară despre ce vreau. SC Del Gaz Grid ne solicită pentru amplasarea 2 stâlpi pentru a se putea realiza rețele de telecomunicații, un metru pătrat în satul Brătila și un metru pătrat în satul Trăgugești. Ei beneficiază de o lege specială în care li se acordă cu titlul gratuit dreptul de uz și servitute legală pentru aceste suprafețe pe perioada de existență a instalațiilor electrice. Și pentru că vor fi amplasate în domeniul public, apropierea... Nevoie de acordul urmului comunal, nevoie de avizul nostru. E vorba de 2 metri, adică un metru pătrat pentru fiecare stâlp. Un metru pe un metru. Cu titlul gratuit, da. Ca să nu mic. Da, putem, dar unii legi nu-i tocmai ce putem să da. Așa pentru că este lege specială. Noi beneficiem de servicii. Așa, așa, spun. Da. Da. Dacă există această posibilitate, nu aprobăm, ce țin, nu mai pun oamenii în stâlpul?
Da, da, cred că tot sunt un form de aici. Da, un ființat și oricum îl pun. A, să pune la aprobare. Da, să pune la vot. Cine este pentru? Câte? Abține? Una? Sunt contra. Deci o abținere și un împotrivă. Abținere domnul Brusiu și împotrivă proiectul numărul... Da, haideți că vreau să vă spun ceva și domnului Busuioc și domnului Melinte. Pe avize v-ați dat aviz favorabil? Ați semnat pe avize? Da, da. La proiectul numărul 5, dacă ați semnat v-ați dat favorabil. Aviz favorabil, da? Pe așa, pe avize. Cu mențiune, mă menționează ceva. Deci abținere, dacă nu se trece să cine și împotrivă să trece. Cine a dat? Trecem la proiectul numărul... Domnul Melinte, rămâne împotrivă? Da. Contra. Trecem la proiectul numărul 6. Proiect de hotărâre privind modificarea listei de investiții și rectificarea bugetului în 2023. Deci, dăm cuvântul domnului primar. Să vă spun despre ce... N-am făcut public pentru că am așteptat în primul rând ordinul de ministru pe care l-am și obținut săptămâna trecută. Comuna Hidegiu face parte din cele 12 OAT-uri la nivel de județ care au fost eligibile pentru proiectul pe gaz. E vorba de acel proiect pe care o parte din consilierii de astăzi s-au opus cu câteva luni în urmă. Se pare că doamne, a ținut și cu noi și proiectul pe gaz este eligibil. Mi s-au arondat 12 milioane, înseamnă 120 de miliarde de lei. Ce sunt? Ai. Nu stați obșeriți, de aia sunt înregistrate. Primul anul, de ce? Sunt 12 milioane de lei eligibil pentru OAT Hidegiu. Nu va fi o muncă simplă, pentru că noi avem experiența proiectelor mari și sunt luni, ani chiar pot să spun, în care te străduiești să obții avizii, să obții acorduri, să faci documentații, daliuri, SF-uri, până când începe practic execuția. Sunt încrezător că vom reuși să mișcăm cât mai repede căruța, mai ales că avem discuții deja purtate cu firma care ne va face faza de SF. Pentru că n-am avut bani suficienți prevăzuți în bugetul local în vederea încheierii contractului de achiziție a serviciilor de pentru SF, documentație, obținerea vizei și celelalte, am identificat în bugetul nostru și așa mic câteva sume pe care le-am luat de la obiective pe care nu le-am început încă sau pe care nici măcar nu le vom începe, gen microbuze școlare verzi, pentru că se derulează acțiunea la nivel de inspectoratul școlar și atunci nu mai organizăm noi. Am strâns 130.000 din 3 obiective, bani care vor fi la nouă, de fapt nu e nouă, chiar aprinsăm să divizăm, n-avea buget suficient. Era buget de înființare sistemul gaz. Din discuțiile avute cu doamna Camelia Iacuboaie, cea care se ocupă de partea de SF, nu sunt bani suficienți, în cont că noi am cerut 35 de milioane, ca și... Dar e un început. Sperăm ca, eu știu, undeva în primăvară să înceapă și execuția, dacă ne ajută Dumnezeu. Pentru că avem parte din avize obținute, numai dacă le-ar ține și cont de denumirea proiectului, pentru că inițial a avut o altă denumire, acum nu mai țin cont neapărat de gazul inteligent. Dacă vă amintiți, discuția a pornit acum câteva luni în urmă, exact de la situația asta, că noi aveam un proiect care nu era denumit gaz inteligent și în ce nu e inteligent, dar vă amintiți acum. Așa, sunt 12 comune din județul Bacău, de fapt nu doar comune, sunt și orașe, Dărmănești, Onești cu extindere. În zona noastră doar Berzunțul mai este eligibil, dar la ei e o problemă destul de gravă pentru că banii pe care i-au arondat, tot 12 milioane, s-ar putea să nu le ajungă să ducă rețeaua de la nivelul Taslăului, că rețeaua principală, Transgazul, trece prin spatele caselor noastre de aici, pe sub pădure și este la Bălăneața. Ei, gândiți-vă că sunt 5-6 km până în Berzunț ca să ducă rețeaua. Aici avem un avantaj noi. Transgazul are conduta chiar pe terenul nostru, terenul este concesionat
de concesionat. Este proprietatea Consiliului Local, acolo în fața stânilor Nea Mică Iancu. Urmează să fim, de asta ne-am și urgentat ședința de astăzi pentru ca să transmitem și să facem iată achiziția pentru SF. Facem SF-ul, urcăm în platformă, obținem avizele, certificat de urbanist și urmează ceilalți pași. A doilea punct la acest proiect e vorba de schimbarea denumirii unei investiții pe care noi am prevăzut-o și la începutul anului trecut și începutul acelui anilor din urmă, cu înființarea de sistem de alimentare cu apă în toate patru satele a comunei, pentru că la Dereni Drăgujești avem sistem propriu, pentru că la Brătila urmează să scoatem licitație cât de repede sistemul respectiv. La Hilegiu nu avea rost să menținem toate cele trei sate pe lucrare, pentru că ar trebui să obținem avize pentru toate cele patru sate și nu e o linie în regulă. Discuțiile avute cu proiectantul, schimbăm denumirea în extindere rețea, pentru că, practic, în urma expertizei tehnice, pe rețeaua a existit, acea băgată acum 6-7 ani în pământ, a ieșit pozitivă, e în regulă, urmează să extindem și dincolo de pod și apoi să trecem în primăvara anului viitor, știu, în vară, pe rețeaua nouă. De acum încolo, având expertiza, schimbând denumirea, încheiem contract astăzi cu, azi, mâine, cu proiectantul pentru definitivarea restului de executat. Sperăm să fie o sumă nu foarte mare ca să putem încheia și direct, altfel am câștigat 20-30 de zile, eu știu cât e până la scoaterea de licitație și poate în toamnă, știu, în primăvară să dăm drumul la lucrare. Cel mai greu, din câte știu eu și din câte și cred că așa este, va fi sub traversarea pe sub râul Taslău. Nu ne acceptă în aerul să ne legăm de pod, a fost cel mai simplu, conduta izolată, iar lățimea Taslăului în zona aceea de aval a podului e considerat, pe care 150 de metri, plus Taslău știm cu toții că la fiecare viitură pune probleme, trebuie băgat destul de adânc pentru o țeavă de protecție, acolo vin specialiștii cu idei, cred că asta costă cel mai mult, dacă mă întrebați pe mine. Mai trecut o subtraversare la drumului acolo sus, în stația de autobuz, în dreptul rezervoarelor. Sunt vreo 10 cămini care trebuie să făcute cu bani și apoi putem să dăm drumul pe rețeaua nouă, bineînțeles, cu apometre, cu cămini, așa cum prevede legea asta. Nici n-aș accepta altfel. Am destul de experiență din satele celelalte unde este destul de greu să reglăm apa. Da, ce vreau să întreb? Păi, de ce ăștia de la Acmaier să o pun? De la? La Acmaier. De ce să o pun? Care ar fi motivul? Bănuiesc că podul este proprietatea lor, nu vor să se... Bănuiesc, sigur, este proprietatea lor și nu vor să se încurce cu AT-urile, ținând cont că ei îl întrețin, îl îngrijesc. Dacă mă întrebați pe mine, ținând cont de vibrațiile care sunt pe pod și de stadiul podului de astăzi, că eu știu și cum arată, chiar am fost zilele trecute cu doamna de la Seghea, că urmează să curățăm albea asta în aval și în amontea râului, nu arată deloc bine. Adică sigur va fi băgat în reparații, cred că cât de repede. Din punctul meu de vedere, sau cel puțin se impune, dacă mă întrebați pe mine. Acum ei sunt cei care decid. Clar, varianta este că ei se opun. Am mai avut discuția asta cu cei de la Cnair și în momentul în care am obținut avizul vechi. Să vă spun că am plătit 10.000 de lei un aviz pentru parcarea de la mine de la cafenea. Asta e. 10.000 de lei de documentația. Factură. Documentația pentru obținerea avizului și mi-a dat să fac și o insulică ceva așa ca să poți să intri. Eu vă zic, din 2022 să oferează Dumnezeu care face și o casă la... Ca persoană juridică, da, este un avataj și să vedeți cam cum stau lucrurile. Dar cred că e și ok. Vă spun eu, 2 ani de zile am stat după aviz. Bine, haideți să discutăm legat de proiectul. Da. Dacă mai avem, dacă avem ceva de... Pe Anghel Salini. După ce discutăm proiectele astea două, dacă sunt întrebări, vreau să vă spun și de proiectul cu apă și canal, pentru că am venit acum de la acum. De la București și au intervenit niște modificări acolo pe care o să trebuiască să le facem cât de repede pentru a urgenta. Dar vă spun imediat după ce discutăm, ca să nu le amestecăm. Dacă sunt întrebări legate de apă și de canal, vă rugați. Cine este pentru?
O precizare, bugetul nu va suferi modificări nici la venituri, nici la venituri, nici la cheltuieli. Sumele rămân aceleași, doar că sunt redistribuite către luate de la unele proiecte și redistribuite spre... Deci sumele sunt în lista de investiții, mutând la un capitol altul. Deci, da, deci suma la gaz este 12 miliarde de lei, adică 120 de miliarde vechi. Nu ne ajunge, dar e un început foarte bun. Adică, zicem, să fim mai... Cred că... 200 și un pic de mii de euro. Ce 200, mă? 2 milioane și poate de euro. 2 milioane, pardon. Da, 2 milioane și poate. 120 de miliarde, nu 12 miliarde. N-ajunge pentru toată rețeaua, dar e un început. Să ne vedem noi cu astea. Prioritar pentru mine în întocmirea SF-ului este să ducem rețea de gaz pe tot ce înseamnă drum principal în întreaga comună. Și stația. De aia am și păstrat denumirea tuturor. Avem vreo 4 km care practic muncim de pomană, să spun între ghilimele, pentru că conduta către Brătila va trece prin Comuna Bârsănești și avem nevoie de un acord de la ei pe care îl vom obține, cu toate că era destul supărată domnul primar de acolo. Că și pe, intrat, și pe bună dreptate, dacă mă întrebați pe mine, da, pentru că sunt bine, da, pe bună dreptate, pentru că și ei au conduta care tranzitează. Deci conduta și plei comuna. Da. În fine, prioritar este să ducem conduta pe drumul principal către Drăgdereni, Drăgugești, Helegiu, Brătila. Apoi extinderea lui să ajungem noi acolo, să ducem gaz până în centrul la Drăgugești, să fie nevoie să facem extindere. Eu zic că e un pas mare, un pas pe care trebuia făcut poate și mai bine. După Helegiu urmează Brătila, domnule, nu-l lasă cu pentru urmă asta au spus că deci, repet, toate satele comune vor fi împărțite în mod egal. Eu voi fi cel care voi sta lângă doamna de la... N-am niciun interes să duc la Drăgugești, nu duc la Brătila. Pentru mine sunt toți la fel, iar eu dacă îmi calculez voturile mele, sunt foarte de egal. Cine vă rog poliția ședinței? Da, deci da. Să vorbească. Haideți să trecem la diverse, următorul... Fiecare peste altul. Acum... Nu peste altul, doamna, asta am spus. Dacă începeți să comentați și să puneți vorbe în gură... Cine se înscrie la cuvânt, la diverse, domnul Zărnescu? Domnul Melinti? Înainte de a diverse, vreau să... Pentru că am început legat de apă și canal. Da, miercuri am primit mail că am intrat în linie dreaptă, urmează să semnăm contract de finanțare pentru formula achiziții. Am fost ieri la Ministerul Dezvoltării pentru a avea o discuție cu cei de la juridic și cu cei de la investiții, pentru că au venit cu o propunere. Inițial m-am supărat, apoi m-am liniștit la cald și cred că e o decizie bună să prindem un proiectul inițial și câteva branșamente, câteva sute de branșamente, ținând cont că foarte sigur vor fi în comună, și în Brătila și în Drăgugești, persoane care nu își vor permite branșamentul, pentru că nu vorbim doar de un branșament la apă curentă, mă vorbim și un branșament la canalizare, la Brătila, de exemplu. Un branșament comun, apă și canal, ținând cont că trebuie două cămine, apometri, investiții, nu știu, cred că ajunge la 3-4 mii de lei, din punctul meu de vedere, oricum cine l-ai face astăzi. Și atunci cei de la minister au venit cu ideea ca în proiectul inițial să prindem și un număr de câteva sute de branșamente, cred că undeva la 450 de branșamente vom prinde inițial, de o primă fază. Problema rea e că noi nu avem bani pentru aceste branșamente. E recomandat de către Uniunea Europeană să existe și branșamente pentru că, din punctul de vedere, altfel n-ar fi finalizare pe proiect. Ei spun că în momentul în care bagi un sistem de canalizare și de apă pe o rețea, beneficiarii vor fi foarte puțini, că oamenii nu-și permis să se branșeze. Atunci tu, ca OAT, să vii cu impertinent punctul lor de vedere. Punctul meu de vedere e clar, la Brătila care de o viață întreagă cere apă și pe bună dreptate, în momentul în care o treacă rețeaua prin fața lui Elena Coman, clar Elena va scoate din buzunar 1000 de lei și își va cumpăra un tub și nu știu ce și va trage apă în curte. Pentru că au venit cu propunerea asta, atunci am avut discuție cu proiectantul, luni, pentru că este în vacanță săptămâna asta, luni mă întâlnesc cu dânsul, o să mergem pe neeligibil cu câteva sute de mii de lei, nu știu, 700-800 de mii cât vom încadra, ne vom îngreuna practic bugetul nostru într-un fel sau altul pentru viitorii ani, dar că o facem așa, că o băgam separat pe alt proiect, tot trebuia să ne îngreunăm la un moment dat.
și așa partea noastră neeligibilă oricum nu acopeream în întregime. Și atunci sperăm ca la anul sau la peste 2 ani să găsim totuși o sursă de finanțare tot în cadrul Ministerului și cu siguranță vom găsi, pentru că eu din câte știu, din câte văd, mergând acum, cred că am o săptămână, merg în fiecare zi la București, sunt mulți bani la nivel de Ministerul Dezvoltării prin PNRR. Încă nu s-a început, nu cred că nici 1% din lucrările despre care se vorbește nu s-a început și asta numai din cauza că se pun foarte multe oprești la nivel de instituții ale statului. Practic ne împiedicăm unul pe celălalt. Îmi trebuiesc 3 luni să obțin avizul de la Apele Române, 2 luni de la Mediu, o lună jumătate să vină la drumuri naționale, apoi ajunge dosarul la Ministerul Dezvoltării. Gândiți-vă voi că numai în comuna, în județul Bacău, sunt 90 de OAT-uri. 90 de OAT-uri, 90 de proiecte pe apă, de exemplu, depuse, din care 12 au fost, 13 au fost eligibile. E, toate proiectele astea pe mâna unui om care trebuie să le și verifice. Nu este foarte simplu și nu sunt apărătorul lor. E clar că volumul de lucru este foarte mare și banii ei de acolo vor fi cheltuiți. Dacă mă întrebați pe mine, teama mea nu este de finalizarea acestui proiect. Se va finaliza. Când voi termina eu, când voi termina altul după mine, eu asta contează mai puțin. Va fi o problemă legată de constructor. Nu vor fi constructori destul de puternici și de mulți în zonă care să poată duce la capăt proiecte de genul ăsta. Pentru că vorbim de un proiect de 340 de milioane, înseamnă 340 de miliarde vechi, adică 7 milioane de euro, bani pe care consul trebuie să-i aducă la dispoziție. Bineînțeles, în întregime, pentru că banii se fac, se plătesc de către Ministerul Dezvoltării, nu prin primăria Ilegiu, adică nu se îmbogățește primarul, asta este clar. Banii vin de acolo doar în baza anexelor și în baza situației de lucrări, dar nu vin azi de pui și mâine iei banii. Tu trebuie să faci lucrările, trebuie să muncești o lună de zile, eu nu știu cum stau lucrurile, că e constructor, vii cu faza de lucrări, ți-o aprobă dirigintele, o trimite contabilul către Ministerul Dezvoltării și abia luna viitoare va primi banii respectivi. Deci clar, firma care va lua asemenea lucrări mari trebuie să fie firme puternice. Să vedem cine se va înscrie la licitație și cine va câștiga. Eu am o teamă vis-a-vis de firmele mari care vor putea lua aceste drumuri. Ținând cont că când vorbești de alimentare cu apă, nu e o lucrare foarte grea. Dacă vorbești de canalizare într-un sat ca Drăgugești sau într-un sat ca Brătira, și voi știți cu toții geografia și formele de relief din comuna noastră, trebuie să fii specialist. O pantă dată greșit îți bagă rahatul în curte. Sau o pompă pusă acolo unde nu trebuie și două familii care aruncă morcovi la canalizare, ai stricat pompa. Vom vedea. Știu că la Bursănești au fost scos de 2 ori la licitație un proiect pe asfalt pentru tot pe Anghel Saline. Adică și nu-i Bursăneștiul singura comună, știu multe comune, pentru că au fost primării care aveau proiectele finalizate pe Anghel Saline și au câștigat pași. Mai ales că au fost lucrări mai mici, de 7 milioane care lui, de 1 milion, 1,5 milioane de euro, știi? Și atunci s-a mers mult mai simplu. Nu a trebuit 3 luni să fac ridicările topo. Ca să fac ridicările topo, ele îndrăgugești pentru canalizare și pentru apă, pentru că, practic, la canalizare și la apă, ridicarea topo este cel mai important studiu. Nu putea să dea greș, că o contrapantă sau îți încurcă proiectul. Ei, să măsori 50 de kilometri, cam atât avem noi cu străzi, străduții, aducțiuni, unii va veni captarea, unul să fie rezervorul, nu e simplu. Trec termenii, e clar. Va fi o lucrare grea. Eu cred că se va duce și la capă și Dumnezeu e mare și o să ne susțină. România trebuie apă neapărat la Dumnezeu. Da, de asta ne chinuim, Fănic. De asta ne chinuim. Da, mulțumim. Domnul Zărnescu, aveți cuvântul? Domnul primar, chinunatul la fungă la noi când plouă, funcționează. Când nu plouă, iată. Când au plouat, a mers. Când nu mai plouă, nimic. E ceva un contact care nu... Dar cum e doar cum e treaba? La Moca ne-am pus. Dar au venit acea când mai sunat, nu ăla altă ești. Așa, au venit, nu au făcut nimic, tot la fel a rămas. Și nu s-a prins acum? Nu s-a prins. Nu mai e chichipe pe la de lei, nu se da, la de lei asta. Deci știu că a rezolvat-o la Mocare, dat-o, deci cu lampele... Când la ploua, m-am spus, când la ploua, s-a... Deci legat și eu n-am avut. Deci nu ploua, deci eu vă spun sincer că legat de Renato Zambuplic, eu sunt legat la mâini. Pentru faptul că plătim foarte mulți bani către firma care a venit în locul Sorin. Săracul Sorin era o persoană fizică, într-o fel sau altul, cu costuri mici. Când îți vine un firmă mai mare, clar, costurile sunt mai mari, asta a angajat mai mult, nu știu ce. Dacă nu sunt vinovați de mare plan. Toată problema este legată de gaz. Pentru că rețelele noastre în zonă sunt rețele vechi. Nu au investit nimic în rețele. Vorbim de niște conductori de aluminiu de acum 40 de ani, 50 de ani.
care la căldură sau la rece se contractă, se dilată. Nu mai vorbim că toți dintre noi ne-am pus nuce la poartă, prin fierele alea. La fiecare ploaie, că bătut vântul, eu luat la acoperișe. Dar ce spune domnul Dragă? Nu poți tensiuni deloc, asta e altceva. Clar, un scurt. Da, băi, ne-a lucit dracu, la mine, da, eu vă dau o explicație logică. O să te întâlnim de o să te întâlnim de asta se poate. Dar clar, asta sunt. Că tot mai mult, oameni care... Asta încerc să-ți explic, că nu depinde de omul ăla. În momentul în care a bătut vântul și prunul ăla a lipit două firii... A bătut vântul acum, dar atunci... Tot după o ploare, tot după o... Și cum adică? Când nu plouă, s-a prins, să... nu mai plouă, gata să stinge. Cred că în vreo... Este bun. Cred că în vreo... Fiecare vreo ilegată. S-ar putea ca în vreo lună să nu mai veni loc bani pentru ilumina deloc. Au venit ce fac. Dar măcar cât sunt bani, să vin corect cu toți. Adică la DNA la trebuie să mergi, la mergi la bucare nu mergi. Da, o să anunțe. Al doilea, al doilea. O să anunțe corect. A doua problemă este să ne lese ocolul Silvic, să ducem vace de la bucare și ne dăm la apă la Marișca. Faceți-mi o cerere cu toți crescători de animale și mai merg la șeful de ocol să văd cum stau lucrurile. Nu cred că... Și așa după revoluție, un gradi izlaz, o rog... Dar de ce s-a opus cineva? Adică nu văd... Pentru a... Vorbi. Adică merg vacile la adăpat sau nu merg? Nu merg, nu vrei vacile acolo. Nu-i dă voie, duc acolo. În Mocani? Da. Da, doar la izbor sau ce e acolo? Nu era drăguț, acolo mai era. Faceți-mi o cerere în numele tuturor crescători de animale de acolo și eu mi-a personal cu ea. Dar nu cred să fie o problemă, dacă mă întrebați pe mine. Acum omul nostru e obraznic, caută să-mi bage o elipi în păduri. Aici e altă discuție. Dar nu e problemă de bani. Știi? Poate fi și asta. Da. Deci accesul până la Pârâu. Da, te rog frumos să faci o cerere în numele lor și mă duc eu pe ea. Da, mulțumim. Domnul Melinte, aveți comentarii? Ședința asta era la Scuștugului. Acum noi nu mai știm care. E la început, e la jumătate. Ședința de Consiliul Local le facem ori de câte ori este nevoie și când se impune. Dacă dumneavoastră credeți că eu aș ședința impune ședința... Ședința ordinară. Aia e extraordinară cum este... Asta e ordinară, domnul Mărgu. Și era pusă la sfârșitului. Erau pusă la sfârșitului pentru că nu aveam urgenții așa cum avem acum. Tocmai am spus la începutul ședinței că pentru a modifica cât mai repede lista de investiții cu cele două obiective foarte importante, am hotărât să o facem astăzi. Marțea care vine, vom avea una extraordinară și dacă sunteți de acord, pentru că vreau să vă spun de la început, dar m-am luat cu discuția, să o facem la fel online, pentru că trebuie să modificăm devizul de la Apă și Canal, să pot trimite către... Sigur, da. Da. Pe discuția... Chiar nu asta o putem. Dar e bun să știi. Bun, altceva mai sunt discuții? Domnul, deci dacă nu avem discuții, vă mulțumesc pentru prezent și declar ședința închisă.